Rednic poate chema ajutoare pe bancă dacă îl mai supără jucătorii. Antrenorul de sambo de la Dinamo este gata să-l ajute. El vine cu dulei la antrenamente ca să aibă și dinamoviștii câini răi. Păi eu le-am zis, vin cu cățelul și de aia mi-e zbluat, mă, niște animale de alea mari să vă muște, să vă treziți. Luptătorii de sambo de la Dinamo se antrenează cu cei mai fioroși câini ca să fie bestii la bătăliile din cușcă. Sorescu și Torje sunt chemați și ei la antrenamentele spartane. Hai că vă mănânc la câini, haide! Cu cea mai mare plăcere îi așteptăm la antrenament la noi când vor ei să vină. La Dinamo fiecare antrenament e fugării de câini. Pune antrenorul câinii pe voi la antrenamente? Da, desigur, și nu numai și Biciu câteodată când îl supărăm. Sambo e sportul inventat de Armata Roșie pentru soldații din trupele speciale. Cei doi dinamoviști vor să facă legea în gala iFight, bătălie în pandemie, care e în direct la Antena 1 și pe Antena Play vineri pe 19 noiembrie. Ai intrat în cușcă cu un câine din ăsta să-ți sperie adversarii? Cu doi aș intra, cam două mâini.